Yes. Dania. Dania este cea care provoacă, o să da. Să fie așa. Clasa CTA. CTA. Să se afle cel mai mic număr natural, care împărțit la 5, dă restul 1, împărțit la 8, dă restul 3 și împărțit la 9, cel mai mic număr natural. E natural, așa încât e împărțit la 5, dă restul 1, deci la restul egal cu 1, împărțit la 8, dă restul 3 și împărțit la 9, dă restul 4. Dar ai inițiativa. Dania începe să vorbești după ce ideea. Păi, poți descrie. Ideea poți să scriu pe N ca fiind 5C plus 1. 5C1 plus 1. Deci de aici e N egal cu 5. C1 plus 1. 1 plus 1. Din a doua putem să scriem că N este egal cu 8C2 plus 3. Și că N este egal cu 9C3 plus 4. Da. Aș putea să scriu, adică una lângă alta, adică spun că 5 C1 este egal. Pot să scad în 1, apoi în 3, apoi în 4 și scriu că N-1 este egal cu N-1 este egal cu și N-4 egal cu. Așa. Da. Ideea asta e bună când ai același N minus 1, când iau același rest. Da. Dar și restul de sunt 1, 3 și 4. Da. numerelor 8 și 9. Dar
Domnul a spus că poate să fie C-ul chiar zero. Autorul ne spune ies din... Cristul zero. Poate să fie... Câtul zero. Câtul zero, da? Deloc. Și atunci cât ar fi N-ul? N-ul ar fi, pe dacă luăm câtul zero, ar fi 9. 9 minus 5 ar fi 4. N-ul ar fi 4. Deci, ne punctând autorul, deci să luăm câtul 0, da? Câtul 1. Nu ar fi egal cu 1 atunci. Nu ar fi egal cu 4. Pentru că 8 ori 1, dar n plus 5 cum? Este egal cu 8 ori 1. Deci autorul nu ne spune nimic despre cât. Da, da, adică nu ne spune la cât poate să fie 0, dar cât cel este 0, o să fie 8 ori 1, adică 8 minus 5, 4. Minus 5, 4, da. Aici te duci la... Minus 5, 3, mă scuzați. Deci, aici când C2 este 0, nu poate să fie 3. Dar dacă N-ul este 3, când îl împărțim la 9, nu mai dă restul 4. Atunci... Haideți să ne oprim la asta de aici. Care ar fi cel mai mic număr care să se împarte exact și la 8 și la 9? Păi 8 este... adică... 72. 72, da? Da. Deci, înseamnă că N plus 5, de acolo, cel mai mic număr, N plus 5, egal cu 72. Și multiplul de 72. Da. 72 ori în cap, să zic, da? Ori în cap. Și cel mai mic pe care să-l luăm este... Este N plus 5. Este egal cu 72. Nu luăm pe care egal cu pe care egal cu 1. Și atunci N plus 5. Egal cu 70. 72. Așa. Și asta înseamnă că N egal cu... Și N este egal minus 5. 67. 67. 67. Acest nu e cel mai mic care l-am găsit noi. Împărțit la 8 ne va da restul 3. Te rog să restul, dacă nu. Da. 67 împărțit la 8, dacă dă restul 3. Da. E adevărat, da? Da. Dacă împărțit la 9, te dă restul 4. Da. Deci, el satisface pe astea două condiții. Dar trebuie să satisface și condiția de sus. Asta e. Deci, să vedem dacă el satisface și condiția de sus. 67 împărțit la 5. Da. Nu de restul 2. Nu de restul 2. Atunci, dă-mi o altă idee. Deci, ăsta 67 nu face treabă bună. Putem să mergem la un divizor al lui 67, adică 144. Eu zic să dublăm pe ăsta de aici. Da. Deci să dublăm pe el, pe 67. 67 ori 2 ar face 134. Deci ne egal cu 134. Și ea, sigur, la 8 la 9 face treaba bună. Da. Ia vezi, eu așa zic că face treaba bună. Bună. Ia vedeți, vezi tu dacă așa este. Am crezut că nu face treaba bună. Nu, este adevărat. Atunci pe cine să-l fi dublat noi? Pe 72 să-l dublăm. Facea 140 și... 144, așa. Minus 5. Că știi bine, vezi că dăm minus 44 pe 5. Și face 100... O face 139. 139. Ia vezi ăsta, 139, e deștept. Da, de restul 3, împărțit la cealaltă, de restul 4, e deștept, că de-aia l-am găsit noi pe 72 la multiplu, deci ne face problemă. Dar cum trebuie să vedem la 5? Vă spun sincer că nu.
Deci 139 poți să faci 5. Pentru că trebuie să dea restul 1, trebuie să se termine cu 6. Da, așa este. 6 sau cu... 6 sau 1. Sau cu 1. La sfârșit. Și 6 sau 1. N-am avut în oră. Bun, n-am avut. 72 ori 3. 216. Minus... Acum o să puteți dea, dar nu puteți să dea cu 1. Minus cât? Minus 5. Minus 5, 216. 211. 211 părți la 8, dați vă repede. Da. Restul. Da. Da. Dar mai sunt. O fie cea mai mică fiesta. Păi da, o fie mai mică, da. Mai sunt. Păi da, nu mă mai interesează. Deci nu mai interesează. Cel mai mic. Am decretat peste el. Alte dacă ar fi mai mari. Deci ăsta face jocul. Da. Excepțional. Haideți să spun că până acum, toate modelele care le-am întâlnit de ghiștii, se întâmpla să fie fie același vest și ducea cu stânga și făcea cu același vest. Sau era în scăderea lor, era același moment, dar mai diferit. Da. Sau întâlneam între divizor și vest același cantitate, același număr. Da. Și acum trebuie aici, să aici a fost 4 și aici 5. Între 8 și 3, 5. Între asta 5. Și atunci, eu am făcut așa. Am zis, bun, hai să le iau pe ăsta, că pe ăsta de așa ceva mă pot ocupa și mă pot descurca. Găsesc pe cel mai mic număr. Multiplu, am dus dreptul 5 în stânga, am făcut aici multiplu de 89, 72. Și am zis, 72 am scăzut pe 5 pentru că am un dreptul 5. Și nu acela a zis, hai să te văd acum, tu ești deștept, mă poți ajuta ca să verific pe prima? Ai nu. Ai să ceva de acel de sus. Și am făcut ceva, te duplăm. L-am dublat, când mi-a dat, l-am triplat. Da, l-am dublat și la dublu s-o apropiat, mi se pare aia restul 4. Că restul la prima împățire era 2, dacă mai da, 4 la prima. Și am simțit eu că din 2 în 2 va crește. Și 2, 4 și până 6. Și atunci peste 5 cu 1. Și zice, aceea m-a bucurat să continui. Îți fac de tot 3. Da, îți fac de 3. Făcut. Sigur că da, primul... Adică te duci la toate 3 dacă nu vei. Te duci la cele două? Da. Deci dacă diferența dintre împărțitor și rest nu este aceeași tot timpul la toate, da, pe aceea care, care îți creează probleme, îl lași deoparte. Că de regulă trebuie să întâmple așa. Una sau maxim două să fie la distanță, că lucrurile se complică atunci. Autorii când compun, ies din șablon, deci ăsta care a compus exercițiul ăsta, a ieșit din șablonul pe care de regulă îl întâlnim când același rest sau de același număr ca diferență. A dat județean. Da, sigur că s-a urcat un pic mai sus nivelul. Și de spus, a vrut să vadă ei în modele copii, dacă spuneam aici, împărțit la 6, dă restul 1. Atunci adunăm un 5 peste tot. Și s-a gândit să fie mai original. Sigur că da, deci fie să fie mai... Mă duceam să pus 5 și practic era același lucru, mai trebuia să fie cu ultimele două, în loc să dedică toate trei. Și apoi să vezi dacă vă verifică primul. Deci vezi cum se întâmplă. Cum părăsesc autorii șabloanele. Deci asta e actul de creație. Deci ei ies din tipar cu exercițiul ăsta. Mai toți știau să facă așa. Copiii care sunt exersați, care sunt antrenați. Lucrează mult. Da, mult. Așa ceva fac. Cum le-ai scos din tiparul acela cu ei. Nu se prinde. Și cu exercițiul ăsta faci diferența. Este ăsta inventiv, este creativ. Da. Se duce ăsta, se lea pe ăsta și cum să-și dubleze. Deci urmează o perioadă foarte dură după aceea. Adică după ce îl găsesc greșeală. Îmbărțirea așa se foarte ușor. Ușor, numai că are să fie cu mai puțin. Să vedea scăderea. Deci să mai fie aceeași da, distanță, aceeași număr. Să vedem de ce așa cele două și apoi să vedem la primul. Da. Dacă ar fost trei, alte trei și care erau cu diferența de 5, le fac pe acelea toate, fac multiplul comun al numelor 8, 9 și care mai fie acolo,
Am găsit pe N și de acum dă-i și muncește ca să-ți verifice pe cea care nu-i întrebată. Cea care pare că nu te poate ajuta, de aia te ajută să faci selecția, să tot mărești, tot mărești. Deci autorul aici a făcut un exercițiu interesant. A creat condiții pentru ca el, rezolvitorul, după ce știe să se dezvolte la discuția aici, să aibă suficientă înțelepciune și inspirații să-l găsească pe mână ăsta, nu-mi place, 67, nu face aici. Atunci hai să-l dublezi pe ăsta. E scala de 5-1 de fiecare dată, că el este nepus 5 acolo și nu face nici al doilea, dar ar trebui să face tot serviciul. Da? Deci, frumos. Foarte frumos. Da. Deci mai departe. Da, 63. Știți după ce vă vorbim. Da. Redemnat numele naturale nenule N. Știm că împărțind N la nenule, da. Știm că împărțind N la 11, se obține câtul egal cu restul împărțirii lui N la 13. Mai citești odată. Deci, știm că împărțind N la 11. Adică noi să spunem N egal cu 11 ori câtul. Se obține câtul egal cu restul împărțirii lui N la 13. Uite de cum scriem că înainte de a asculta pe mama mai departe, zicem așa, că N egal cu 11 ori cât, nu am părțit cu restul. 11 ori cât plus restul cu virgulă, restul mai mic decât 11. Punctăm noi. Și acum, spune, împărțim pe N la 11. Împărțind N la 11, se obține câtul egal cu restul împărțirii lui N la 13. Deci câtul este egal cu N împărțit la restul. Câtul este egal cu restul împărțirii lui N la 13. Deci N cât este egal cu 13 ori în alt cât cel 2, plus drept rest, nu-l pun restul acesta la 13. Cu cât 1? Da, da, la 13. Așa? Cu 1. Cu cât? Cu cât? Cu cât? Cu cât? Da, da, da. Ce 1, da. Sau ce? Ce 1, mai ca să scriu, dacă zice 2. Ce 1? Și ce 1 punem aici? Da. Iar împărțind N la 13, așa, se obține câtul egal cu restul împărțirii lui N la 11. Stai puțin, când ai stai. Stai puțin. Deci, când îl împărțim pe N la 11, obținem câtul egal cu restul împărțirii lui N la 13. Cu restul împărțirii lui N la 13. Am zis bine așa. Când îl împărțim la 13 cu N? Dar nu l-am împărțit pe N. Nu, la 11 îl împărțim. Știm că împărțim N la 11. Da. Prima dată când împărțim la 11. Da. Apoi împărțim la 13. Obținem câtul egal cu restul împărțirii lui N la 13. Da, deci, vedeți? Adică ați scris bine, numai ați scris. Da, da, acum este, dar acum ne spune că N la 13 este egal cu cât. Și când îl împărțim pe N la 13? Câtul este egal cu restul împărțirii lui N la 13. Câtul egal cu restul împărțirii lui N la 11. Adică câtul 2 e câtul 2. Deci eu zic, eu așa îl văd, N egal cu 11 ori câtul 1 plus restul. Câtul 2 este egal cu restul de la... Și pe aceea să mai citim o dată. Hai să mai citim o dată. Mai și mie mă așa, ca să vedem, de fapt, împărțim la 11 ori câtul. Deci pe N împărțim 3, la 11. La 11 obținem câtul egal cu restul împărțirii lui N la 13. Obținem câtul C1. Care este egal. Acest C1. Cu restul. Cu restul împărțirii lui E. C1 e restul împărțirii lui N la 13. Lui N la 13. Care înseamnă 13 ori C2 plus restul său, care e C1 de sus. Așa este? Da, da. Și C2 ăla e și el ceva, ia vedeți. Deci, când îl împărțim pe N la 11, da, obținem un cât. Nu? Deci e N egal cu... Nu spuneți, oricât, dar câtul ăla nu e câtul 1, este egal, ăla, câtul ăla 1 este egal cu restul împărțirii lui N la 13. Câtul 1 e egal cu restul 2. Câtul 1 e egal cu... Restul 2, adică
când îl împărțim la 13. Cu restul 2, dar restul 2 a fost ce 1. Deci haideți să luăm întâi prima parte și după aceea lucru. Deci, înseamnă că 1 este egal cu 1. Nu, mai bine. Deci când îl împărțim pe el la 11, da, pe el îl împărțim la 11, obținem un cât? Câtul acela este egal cu restul împărțirii lui N la 13. N împărțit la 13 ori un cât C2 plus C1 ăsta este aici. Că ai zis restul. Deci când îl împărțim pe el la 11. Nu. Când îl împărțim pe el la 11. La 11. Prima parte a da. Poziției. Da. Asta. Deci, delegatul natural e N. Și încă, împărțind N la 11, spațiul să avem și împărțirea la 11. Așa, Iisus acolo s-a zis. Da. Obținem câtul. Adică ce 1? Egal cu restul împărțirii lui N la 13. Cu ce 1 egal cu restul împărțirii lui N la 13. Da. Că în loc din rest, pun... Adică ce 1 ăsta este... Restul împărțirii lui N. Mai mic decât 12. Mai mic decât 13. Deci ce 1 ăsta e mai mic decât 13. Asta o observați. Și iar împărțind pe N la 13, se obține câtul egal cu restul împărțirii lui N la 11. Împărțind pe N la 13. Da, obținem câtul egal. Adică acest cât? Cu restul împărțirii lui N la 11. Cu restul împărțirii lui N la 11. Aici e bun. C2. Da, și zicem că C2 este mai mic decât 11. Da, C2 mai mic decât 11. C2, corect, mai mic decât 11. Deci astea sunt cele două relații. Mai știm o dată, da, am pus. Deci, de exact unele naturale menurile N, știind că împărțind N la 11, se obține câtul egal cu restul împărțirii lui N la 13. Uite, se obține câtul egal cu restul împărțit la N la 13. Iar împărțind N la 13, se obține câtul egal cu restul împărțirii lui N la 11. Câtul cu restul împărțit lui N la 11. 11. Deci, observați este că C2 e mai mic decât 11 și C1 mai mic decât 13. Ca să știe că aveți mai mult. Am făcut cele două relații. Este tot de ciudată. Foarte ciudată. Formulare. Nu mă înțelegi. Da. Câtul 1 e mai mic decât, nu, este egal cu câtul... Deci câtul 1 e mai mic decât 13. Da. Și câtul 2 e mai mic decât 11. Dacă câtul 1 e mai mic decât... Stai. Păi câtul 1 apare aici la împărțirea la 13, deci câtul 1 e mai mic decât 13. Și câtul 2, care are ca și respectiv, e mai mic decât 11, da? Având aceste două relații și condițiile între C1 și C2 sunt până în 11, respectiv până în 13, trebuie să găsim cel mai mic N natural care să trebuie să facă treaba asta. Dar nu putem să scriem 11 cel mai mic. Putem să scriem 11 cu 1 plus 2 este egal cu 13 cu 2 plus cu 1. Nu, deci de terminat numerele naturale nenule. Deci, nu cel mai mic e, cel mai mic e unul dintre alta. A fost la ele. Da. Deci forma lui N, de ce tip este? Determinați N natural. Numerele naturale nenule, numerele, că sunt mai mult. Da. De ce formă? Exact. Deci, putem să scriem 11 cu 1 plus cu 2 este egal cu 13 cu 2 plus cu 1. Cum se face? Adică N este egal cu 11 cu 1 plus cu 2 și nici nu știu că N este egal cu 13 cu 2 plus cu 1. Da. Sunt egale încă e cele două. Știi că e același e, da? Da. Deci ala apare relația 11. Ce 1 plus ce 2 este egal cu 13 ce 2 plus ce 1. Și acum am putea să scădem în ce 1. Da. Și ar fi 11 ce... Ar fi 10 ce 1. 10 ce 1, da. Plus ce 2. Este egal cu 13 ce 2. Da. Și
Și dacă scădem în C2, o să fie că 10C1 este egal cu 12C2. Și putem învăța încă tot printr-un 2. Printr-un 2. O să dea 5. Era să nu depășesc pe ora 7. Da, 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 mai de 6 minute. Am fost... Da, da, da. 5C1 este egal cu 6C2. 6C2. Bun. Deci o relație între 5C1 egal 6C2, așa asta ar fi o chestie care trebuie să o valorificăm. Și avem G1 mai mic decât 13 și C2 mai mic decât 11. Și C1 mai mic decât 11. Nu, C1 mai mic decât 13. Decât 13. Și C2 mai mic decât 11. Și o găsim. Deci, dăm lui C1 toate variantele. Adică C1 poate să fie 5 ori 12, 5 ori 11, 5 ori 10 și tot așa. Și ce doar poate să fie... Uite, hai să facem 5C1. Da. Adică să mulțim pe asta cu 5. Uite, ia, uite cum face după metrile. Și apare că 5C1 e mai mic decât 65. Deci 5C1 este mai mic decât 65. Da. Și în loc de 5C1 poți zic 6C2. Că 5C1 e ca 6C2. S-au mulțesc ăla de jos cu 6, ca să am, să le-am bea mele cu zile. Adică, știți, ai să mulțesc pe cel de jos cu 6, ca să le-am bea mele. După aceea dă 65, e ca cu 66. Noi avem despre CU2, e mai mic decât 11, da? Hai să folosim acest egal cu 6C2. 6C2 e mai mic decât 65. 66. De ce? Pentru că am mulțit cu 6. Da, tu tot acolo te-ai dus. Mai 66. Merg așa pe chestia asta. Da, asta înseamnă că C2 o să fie mereu cu unul mai mare decât C1. Și asta, cum ele să fie egale? Păi da, C2 este mereu mai mare cu 1 decât C2. C2 este mai mare cu 1 decât C1, pentru că, de exemplu, acolo să fie 64 cel mai mare și acolo să fie 65 cel mai mare. Da. Urmă mare. Deci 5 ori C1 egal cu 6C2. Adică 64 este egal cu 65, la asta se referă? Nu, pentru că dacă unii, C2 e mai mic decât 11, deci poate fi 10 maxim, da? Și al altul 12 și 9. Hai să zicem egal cu un fel, valoarea. Și da. Adică cum ar fi 60 și acolo ar fi 5 ori 12 egal cu 6 ori 60. Da. Deci există pereche asta, nu? Da, da, există. Deci o pereche care se verifice. Ar fi că C1 este egal cu 12 și C2 egal cu 10. Și C2 egal cu 10. Și atunci din perechea asta, 5C1 egal cu 6C2 da. Este verificat. Da, 60 egal cu 60. Și este C2 mai mic decât 11 da. Și C1 mai mic decât 10. Ar fi o primă pereche. Da. O altă pereche. Da. Da. În jos acum. C1 este egal cu 11 și C2 este egal cu 9. Da. C1 egal cu 11 și C2 egal cu 9. Ia să vedem dacă verifici asta. C5 ori C5, asta 9? 64. Deci noi trebuie să avem aici, din egalitatea asta, simt că C2 trebuie să fie multiplu de 5. Da. C2 trebuie să fie multiplu de 5. Și C1 practic, C1 trebuie să fie cu 2 mai mare decât C2. C1 trebuie să fie cu 2 mai mare decât C2. Deci, hai să mai verificăm pe asta. Deci avem așa, că 5C1 egal cu 6C2. Asta înseamnă că de aici, unde 5 și 6 sunt prime între ele, 5 și 6, sunt prime între ele, ce normalizăm pe un valor este 1. Asta înseamnă că C2 trebuie să fie 5 pe da. 5 pe da, în timpul de 5. Poate să fie pentru P egal cu 1, C2 egal cu 5, pentru P egal cu 2, C2 egal cu 10. Asta e probabil. Și acum,
Pentru P1, pentru C2 egal cu 5. Când C2 egal cu 5. C1 o să fie egal cu... Atunci zic 4. Că 5 ori C1 egal cu 6 ori C2. Ori, pe tarță, C2 e 5 ori 5. Și atunci, prin 5 și C1 egal cu 6. Deci o pereche este 5 și 6. Da. Și o pereche este 15 și 10. Asta se cere de o pereche. Și acum zicem, pentru perechea C1 egal cu 6, 6. Și, C2. Și C2 egal cu 5. 5, rezultă că ea arată 11 C1, 11 ori 6, 6 plus 5, face 66, face 78. Când e egal cu pentru perechea egală. C1 12. C1 egal 12. 12 și C2 egal 10. Nu arată de tipul 11 ori 12. 11 de ce fac? Plus 10. 10 egal cu 11. 132, nu? Da. 132 și 10, 142. Deci cele două numere sunt 7 și 142. Da. Pentru că practic era fost, adică dublul numerele de numere. Din relația asta, exact. Da, pe prima. Și dacă mă duim în al doilea, merge, nu? Tot același lucru. Același lucru. Da. Deci, da. Noi am zis, ești al doilea. Corect. Corect. Da. Deci am rezolvat destul de... Da, da. E șapte lucru. Da? Da. Da. Oprim aici, spunem așa, că și aceste exercițiu s-a arătat destul de interesant. Chiar da. Foarte interesant. Exact. Loc să spun la împărțirea 11, lunii la 11 și la 13, cât uși restul schimbă locurile. Da, a vrut da. Să-ți formuleze diferit da, și am amintit. Da, da. Asta e fața. Da. Și ce să spun la chestiunea de olimpiadă, nu avem decât șansa lucrului mult și să ne prindem de fiecare exercițiu și să intrăm în el. Ce aș vrea? În continuare de pregătire să o facem un felul la toată. Insistăm acasă, avem timp și da? Continuu, de toate subiecte și la cele care, inclusiv, la v-ați dus și la, să spunem, la sfârșit și ați văzut o indicație acolo. Și indicația nu s-a înțeles. Exact, aceea venim și o dezbatem păi, aici, ca să fie ce. Și pe vreca balonă, așa am făcut. Da? Da, da. Mai avem foarte multe subiecte. Și doamna a zis că are medie și bare. Și a zis că are încredere în ea, că ea lucrează individual și după aceea se uită pe bare. Da. Nu interesează și pașii care trebuie să urmăriți. Da, da. Deci, în felul ăsta încercăm că... I-a spus că venim și știe că venim și știe tot ce face. Dar să uite și ea pe internet. Dar știe tot, doamna. La revedere, la revedere.